Eu nu văd pe Diana nesigură pe sentimente sau nestabilă, cum spune Dani. Nu știu de unde ideea asta și discuția pe care au avut-o ieri, dar mie mi se părea că e clară starea ei de spirit, a avut legătură cu faptul că a fost ziua mamei, că majoritatea din casă au avut parte de vizita mamei lor, toți s-au simțit bine, emoțiile au cuprins-o și pe ea și se gândea că mama ei nu poate să vină, e foarte departe. Nu s-au văzut de atâta timp și eu cred că asta a fost, pentru că am văzut-o și la final de emisiune ieri, că efectiv plângea în hohote când a interpretat Sabrina acea melodie dedicată mamei și cu siguranță că asta a fost, toată ziua a fost cuprinsă de acea stare de emoție, de dor și de supărare că nu era mama ei aproape de ea. De altfel, tot comportamentul ei îndreptat total înspre Dani de când a intrat în casa Mireasa și până în prezent, nu cred că a dat vreodată de înțeles că ar fi cumva neinteresată de el sau neimplicată în relație. Dimpotrivă, mie mi se pare că e foarte serioasă și chiar e implicată în relație. Nu știu de unde această idee. Iar faptul că Dani are un caracter așa mai exuberant și el era foarte fericit, el era fost mama lui alături de el, de curând a fost toată familia alături de el, a fost și bunica și sora lui și tatălui în vizită. E și normal, el nu este deloc afectat de lipsa familiei și ar trebui să fie și el mai empatic și mai înțelegător cu Diana, zic.